Çocuk aşağıda çocukların yarışçısına bağlanıyor. Ama dün buradan kayan vardı. Ama bugün yok işte. Avem aici un concurs. Wow, ce mișto se dă. Avem aici doi profesioniști. Cum se dau cu snowboard în trecere. Wow. Super. Salut și bine ați revenit la un nou episod din Vlogs, seria noastră a calanului nostru Mihai Studio. Și astăzi o să facem un... Eu uite-și pe Ancuța. Astăzi o să facem un vlog mai deosebit. Și anume o să relatăm unele dintre cele mai importante reguli de pe pârtie. Și este foarte bine de știut celor care vor să se apuce de schiat. Regulile esențiale pentru sănătate și pentru a te simți cât mai bine pe pârtie și pentru siguranța. Asta este cea mai frumoasă zonă pentru selfie. Dacă vii la Basco și nu-ți faci aici un selfie, înseamnă că nu ai făcut nimic cât timp ai stat la Basco. Regula number one este să te îmbraci bine cu haine corespunzătoare, adică haine speciale pentru schi, care să-ți reziste la temperaturi scăzute. Și cel mai bine să te îmbraci în leere, adică dacă ești friguros, să-ți iei mai multe hăinuțe pe dedesubt și dacă e cald, să-ți dai unul câte unul jos. Și neapărat să nu folosești bumbac, pentru că ăla stă ud pe tine, ceva sintetic care să permită o respirație cât mai bună a pielii, pentru că la schi se depune foarte mult efort și risc să stai ud. Și dacă e frig prea tare, poți să răcești. Aoleu, ce căzătură frumoasă! Da, m-am speriat de partea, am crezut că vine spre mine. Uite, Ancuța aici s-a speriat de o altă participantă la trafic. Și este bine chiar dacă nu te cunoști cu cineva pe pârtie, dacă e să vezi că cineva cade pe pârtie, trebuie neapărat, este o lege de bun simț și trebuie să ajuți neapărat o persoană care este căzută. Așa că trebuie neapărat să întrebi, ești bine, Ancuța? Da. Ești bine, e foarte bine, a păpat decât un pic de zăpadă și n-a pățit nimica, deși pe filmarea a apărut că a căzut destul de urât, dar nu a pățit nimic. Trebuie neapărat să porți cască. Da. Fără cască, risc să te lovești la cap și este foarte grav. Am văzut foarte mulți schiori care s-au lovit la cap și mă gândesc că dacă ar fi avut o cască, i-ar fi putut salva. Așa că fără cască nici nu recomand să încep, chiar dacă te dai cu viteză mică, nu contează ce viteză te dai, că poate să intre altcineva în tine să te lovească. Sau mai rău, poți să alunești tu pe gheață, de exemplu mergând în clăpari și găsim porțiuni de gheață, poți să cazi pe jos și să te lovești de ceva de beton. Și cel mai bine e să porți cască. De exemplu, Ancuța, într-o zi, pusesem schiurile pe ceva neasigurat și a căzut schiurile în cap. Vă dați seama că putea să o lovească rău la cap, așa că a avut cască și n-a pățit nimica. Yay! Da. Iar ce recomandăm? Să purtați neapărat cagulă, în caz, bine, acum nu e necesar, esențial, cagula asta, cu toate că te ajută și împotriva soarelui. E foarte bună pe viscol. Și are ochelari. Ochelari iară galbeni, așa ca ai noștri, sau portocalii, ca să te ajute foarte mult când te dai pe ceață.
când te duci la munte trebuie să fii pregătit la orice și la orice fel de intemperie. Așa că n-aveți decât să vă luați și mânuși, mânuși foarte rezistente la temperaturi scăzute, pentru că altfel riști să îți degere degețelele. Altă regulă importantă e că recomand să vă cumpărați echipament, gen schiuri, bețe, pentru că cele închiriate sunt foarte folosite, mai ales în stațiunile românești și nu sunt așa de bune. Și adică contează mult să ai niște schiuri foarte bune, niște canturi ascuțite. Vine și ancuța, pentru că te ajută foarte mult la frânare, la tot felul de... la viraje, la... deci exclusiv la orice. Așa că recomand schiuri bune, cât mai noi posibil, dacă nu chiar noi. Eu, de exemplu, nu am schiuri noi, dar sunt un model destul de nou, model 2013, adică au 5 ani vechime. Sunt ok, arată de zici că sunt noi. Sunt foarte bine întreținute. Și dacă vreți să vă apucați de acest sport sau sunteți la început și nu știți prea multe, e bine să vă duceți cu prieteni care cunosc, să se dea și au mai fost la munte. Sau dacă nu, recomand neapărat să vă duceți la un instructor de schi care să vă ajute să învățați primii pași. O altă regulă importantă, de exemplu, când trebuie să te repui în mișcare, neapărat arunci o privire către pârtie, în spatele pârtiei, spatele tău, adică, ca să fii sigur că nu intri peste nimeni care tocmai vrea să treacă pe lângă tine. Văd niște băieți că se apropie cu viteză, îi las să treacă, după care o să traversăm și noi, exact după ei. Ultimul a trecut, acum este rândul nostru să ne repunem în mișcare. O regulă de bază foarte importantă pe pârtie este ca atunci când te deplasezi pe pârtie, tu trebuie să dai prioritate la celor din fața ta, pentru că cei din fața ta nu au cum să știe că tu vii. Așa că tu trebuie să fii atent la cei din fața ta, nu la cei din spatele tău. Doar când pornești la drum, la cei din spatele tău. Așa că dacă e să se întâmple ceva, e datoria ta ca să-i ocolești pe cei din fața ta dacă tu te deplasezi cu viteză față de ceilalți. Foarte bine de știut treaba asta. Întotdeauna este bine. Opa. Iar a căzut ancuța. Se cred că s-a intimidat de mine. Yay! Așa, vreau să zic că cel mai important lucru când te oprești, să nu te oprești în mijlocul pârtiei, să te retragi cât mai în margine ca noi, ca ceilalți care vin să poată să treacă lejer pe lângă tine, ca să nu-i încurci. Iar foarte important este să nu te oprești exact după o pantă abruptă, pentru că acolo este locul cu vizibilitate redusă, iar cei care vin cu viteză nu au cum să te vadă că tu ești acolo jos în pantă și cu siguranță o să intre în tine. Așa că oprește-te cât mai pe margine și la un loc cu vizibilitate cât mai de departe ca să fii în siguranță. Și este o regulă foarte de bază asta, elementară. E, de exemplu, dacă e să cazi, cum a căzut Anca acolo, în mijlocul pârtiei, te ridici cât mai repede posibil și te retragi către marginea pârtiei. Și acolo îți vezi de
linzi rănile, în cazul în care ai pățit ceva. Niciodată nu staționezi căzut acolo pe mijloc, pentru că alții o să vină cu viteză și o să intre în tine. Și după ce că ești căzut, lovit, te mai lovește altul cu viteză și mai mare. Gata, este, după cum se vede, este o vremă superbă acum. Un cer senin, nu este niciun pic de nor pe cer. Este superb. Priviți intersecția asta de telescaune. Ce tare. Superb. Iar acum o să urmeze câteva reguli esențiale de mers cu telescaunul. Mai devreme am filmat cu telescaunul. La urcare în telescaun trebuie neapărat să fii atent când vine telescaunul, să stai cât mai relaxat, să ții bețele într-o mână și când vine să îl prinzi cu cealaltă mână scaunul și să te așezi ușor, după care să cobori bara de securizare, ca să nu te trezești că o să cazi pe la jumatea telescaunului. La debarcare, exact după ce ai trecut de ultimul picior al telescaunului, ridici bara și pregătești debarcarea, când pur și simplu te împingi cu o mână pe banchetă și cobori lejer. Deci nu trebuie să faci mare lucru. Și acum să continuăm pârtia. A fost o aterizare cam bumpy. Încă o regulă foarte importantă când ești pe pârtie, neapărat la plecare să verifici dacă toate buzunarele tale sunt închise. Pentru că dacă e să iei o căzătură, o să-ți umpli toate buzunarele de zăpadă și nu este deloc plăcut. Credeți-mă că este foarte enervant să stai să-ți scoți zăpada din buzunare. Plus că dacă ai telefon sau bani sau ți le uzi, ți le faci de balamuc. Așa că mare atenție la pornire. Verificăm tot timpul buzunarele să fie închise. Iar neapărat să purtați gecuțe de schi, pentru că acestea sunt prevăzute cu parazăpadă. La căzături, parazăpezile astea vă ajută foarte mult ca să nu vă intre zăpadă pe sub geacă, în cazul în care aveți costumul de pârtie din două bucăți. Mai sunt și costume clasice dintr-o singură bucată, dar mi se par un pic cam incomode, mai ales atunci când vrei să te duci la toaletă. Stai foarte mult să te deschizi la tot costumul, cred că înțelegeți despre ce e vorba. Așa că neapărat gecusele de schi să aibă minunea asta de parazăpadă. La fiecare căzătură o să vă ajute să nu vă intre zăpadă pe sub geacă, pentru că este foarte neplăcut și asta, să te uiți sau să ajungi acasă cu spatele rece ud. Ai căzut? Da. Da. Hai că vreau să uit înainte. Aici în față avem niște băieți care nu s-au oprit cum trebuie. S-au oprit exact în locul cu vizibilitate super redusă. La orice oră poate să intre cineva în ei. Mare atenție la astfel de indivizi indisciplinați pe pârtie, pentru că puteți să-i loviți și pe ei și pe voi în primul rând. Mare, mare atenție! Asta e o porțiune mai neagră!
Gata, acum o să luăm o pauză și revenim mai încolo, cu mai multe reguli. Am făcut pauza, am stat așa să ne odihnim un pic. Este un soare minunat, deja mi-am dat casca și nici nu o să mai îmi pun cagola. Nu este necesară pe timpul ăsta. Da, m-am tot gândit așa la alte reguli, dar eu zic că am zis cam toate regulile esențiale. Oricum, dacă o să mai îmi vină vreo idee, o să zic pe parcurs, sau dacă aveți voi vreo idee și am omis eu ceva, lăsați în comentarii jos și o să țin cont și de părerile voastre. Toate acestea o să închidem vlogul pentru ziua de astăzi. Noi o să continuăm să ne dăm până seara, pe la vreo 4 și jumătate, când închide telescaunul. Am vrut să facem altceva pe ziua de astăzi, deci a ieșit un alt fel de vlog, așa că, da, sper să vă placă și să comentați acolo multe sugestii și reclamații și ne vedem mâine. Mâine o să fie super, pentru că o să fie ziua Ancuței și o să împlinească 27 de anișori, dacă vă vine să credeți. Mâine o să fie așa o zi mai relaxantă, nu o să facem mare lucru și o să-i pregătesc și niște surprize Ancuței. Sper să-mi iasă toate surprizele cum trebuie. O să-mi dau toată silința. Ideea este că o să facem cam tot ce vrea Anca, pentru că este ziua ei și merită să facem tot ce vrea ea să facem. Și sper că v-a plăcut și vlogul de data trecută, când am fost acolo la piscinele alea, la piscinele, la izvorul ăla de apă minerală, un izvor cald de apă minerală, foarte, foarte tare. Deși după ce am ajuns la cabană, ne-am simțit așa toropiți, eram terminați psihic și fizic, deci te dărâmă apa aia fierbinte. Și frigul de după, care îl tragi după ce ieși din piscina asta. Dar oricum este super, se recomandă să faci așa ceva. Și chiar e foarte plăcut. Mai ales după ce intri în piscina cea fierbinte. Este foarte plăcut să ieși afară, în răcoare. Este o senzație incredibilă. Ancuța, ce faci tu acolo cu... I-a crăpat, mă, gurița, mă, buzițele. Da, trebuie să te tai. Da, dă-mă și pe mine. Dă-mă și pe mine. N-am cum să mă, trebuie să stai în poziție. Simți că curge? Gata. Așa se face? Da, da, așa. Da. Mulțumesc mult, Ancuța. Fără tine mi se crăpau buzele. Și acum nu mai lălăim, ne vedem mâine cu ziua Ancuței. Sper să-i urați de cel puțin 200-300 de ori la mulți ani, pentru că merită. A fost cu minte și a făcut multe coafiuri. Bun, ne vedem data viitoare. Pa, pa!